Bună ziua, domnule Ludovic Orban, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Prima oară de când sunteți anunțat oficial candidat la primăria Capitalei pe 2016. Sunteți hotărât să deveniți primarul Capitalei? E a doua oară, e cu noroc, să zicem așa? Voi fi primarul general al Capitalei. La ora actuală este foarte clar că singura forță politică ce poate învinge PSD în București este Partidul Național Liberal. Ca și candidat al Partidului Național Liberal, am prima șansă de a câștiga București. Duminica aceasta ați făcut o conferință de presă și, pe lângă alte mesaje, ați lansat o provocare, să-i spunem așa. I-ați cerut lui Liviu Dragnea și unei părți din echipa sa de campanie să-și ceară scuze pentru modul în care au înțeles cei de la PSD să facă o campanie electorală la prezidențiale. S-a văzut poate și ca o acțiune de PR. Chiar credeți că Liviu Dragnea sau cineva din acea echipă își va cere real scuze pentru ce s-a întâmplat atunci? Campania pentru alegerile prezidențiale a fost una dintre cele mai murdare campanii care a fost dusă de PSD. Aduceți-vă aminte toate lucrurile odioase pe care i-au făcut candidatului la președinție din partea Partidului Național Liberal. De la găini moarte aruncate în curtea Partidului Național Liberal, până la insinuarea că nu ar avea dreptul la funcție din cauza faptului că nu are copii. Lucruri foarte greu de imaginat, care au depășit cu mult cadrul acceptabilității. Nimeni din PSD nu și-a cerut scuze după această campanie. Pregătesc același tip de campanii și pentru primăria Capitalei. Nu cred vorbele mieroase ale liderilor PSD privitoare la o campanie pozitivă, decentă. Lupul își schimbă candidatul, dar năravul, ba. Aș mai exemplifica cu un proverb: afară-i vopsit gardul, vorbele mieroase, înăuntru-i leopardul. Cred că dacă vor să obțină respectul locuitorilor Bucureștiului, e obligația lor să-și ceară scuze pentru modul murdar în care au condus campania pentru alegerile prezidențiale. Aș reveni un pic la momentul lansării dumneavoastră ca și candidat, momentul oficial. A fost perceput așa ca o apariție precum iepurașul magicianului din Joben. Toată lumea vorbea de Cristian Bușoi, candidatul PNL-ului, și după o analiză temeinică în partid, bucureștenii au avut în față oferta lui Ludovic Orban. Cum comentați acel moment și care este în momentul de față legitimitatea pe care o are Ludovic Orban în raport cu partidul său și cu oferta electorală pe care o prezintă bucureștenilor? La momentul la care Cătălin Predoiu a preluat președinția Partidului Național Liberal în București, a anunțat public, dacă vă aduceți aminte, că va Da. efectua un sondaj de opinie în februarie pentru a avea toate informațiile necesare pentru desemnarea candidatului Partidului Național Liberal la primăria Capitalei. Propunerea ca eu să fiu candidat la funcția de primar general al Capitalei a venit în urma acestui sondaj și a fost propunerea domnului Cătălin Predoiu și a domnului Cristian Bușoi, care fusese anterior propus de filiala Partidului Național Liberal ca și candidat. Temeiurile care au stat la baza acestei propuneri sunt în principal două. Primul, faptul că răspund așteptărilor bucureștenilor în ceea ce privește viitorul primar. Bucureștenii își doresc ca primarul general să fie un om onest, un om sincer, un om corect, un om care nu a fost implicat în scandaluri de corupție, ceea ce este adevărat în privința mea. În al doilea rând, își doresc un primar care să aibă experiență, să
aibă experiență atât în domeniul administrativ cât și în domeniul managerial, care să fi condus și să fi făcut ceva la viața lui. Ceea ce iarăși este potrivit cu persoana mea și, în ultimul rând, al treilea element fundamental privitor la așteptările bucureștenilor față de viitorul primar general este cel legat de existența unor soluții realiste, a unor soluții fezabile privitoare la rezolvarea problemelor Bucureștiului. Aduceți-vă aminte că în 2008, după campanie, foarte mulți au considerat că eu am avut cel mai bun program pentru București. Acesta a fost primul motiv. Al doilea motiv este cel legat de capacitatea superioară pe care o am eu de a mobiliza voturile alegătorilor de dreapta, centru-dreapta, a alegătorilor care sunt împotriva PSD. Pentru că sunt un luptător de 25 de ani împotriva PSD, eu nu am încetat această bătălie cu avatarurile fostului partid comunist de după 90, niciun moment, nici măcar atunci când mulți dintre colegii mei de partid erau la guvernare împreună cu cei de la PSD. Ați vorbit de ofertă electorală și de capacitatea dumneavoastră de a mobiliza dreapta sau centru dreapta. Cum se vede totuși această fragmentare mult mai pronunțată pe zona de dreapta și din punct de vedere al ofertei electorale față de stânga, unde există, cel puțin vizual, un candidat și cam atât? Și cum sunteți dumneavoastră pregătiți să faceți această unire până la urmă și să capacitați oamenii de dreapta să înțeleagă că trebuie să meargă pe un candidat cu șanse și nu să-și consume votul către alte viziuni de dreapta până la urmă? La ora actuală, PSD este singur, să spun, pe partea stângă a spectrului politic, având un scor evaluat cam între 33 și maxim 35%. Acesta este scorul maxim. Candidatul PSD nu poate depăși acest procent. În timp ce eu, care deja sunt aproape umăr la umăr cu candidatul PSD, am un potențial de creștere cert de cel puțin 10%. Eu nu mă pot implica în negocieri de natură politică cu alte formațiuni. Eu sunt candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar general. Îi reprezint, în schimb, pe toți locuitorii Bucureștiului care simt pericolul PSD, care nu mai vor, după 8 ani de primar mascat PSD, să lase capitala prizonieră în mâinile PSD, și reprezint pe toți acei oameni care au o viziune de dreapta asupra dezvoltării Bucureștiului. Mă voi adresa tuturor acestor alegători cu viziunea care o am asupra Bucureștiului, cu proiectele pe care le propun pentru rezolvarea marilor probleme ale Bucureștiului. Să știți că locuitorii Bucureștiului, mai ales aceia care au orientare de centru-dreapta-dreapta, au discernământ, sunt informați, sunt educați, înțeleg foarte bine votul util. Și acum hai să fim cinstiți. Normal, votez cu candidatul din partea dreaptă a spectrului politic care are șansa de a bate PSD. Acesta sunt eu, evident. Nu pot să compari un scor de peste 30% pe care l-am ca și candidat la primăria capitalei cu scorul oricărui alt candidat care se situează la cel puțin 20% distanță. Ei vor ști să voteze util, să voteze inteligent, astfel încât Bucureștiul să nu rămână în mâna PSD și Bucureștiul să aibă cu adevărat un primar de drept. Ați atins două termene interesante. Procente și negociere politică în răspunsul de mai devreme. Așa că următoarele două întrebări sunt legate de aceste chestiuni. 1. Când o să avem în spațiu public, dacă cumva ați făcut sau când o să faceți un sondaj
pe care să-l putem accesa și noi opinia publică legat de șansele PNL-ului și de modul în care stați dumneavoastră ca și candidat și ceilalți 6 primari de sectoare ca și candidați? Noi efectuăm cercetări sociologice, atât cantitative cât și calitative. Nu am folosit niciodată sondajele de opinie ca un instrument de manipulare a opiniei publice. Aduceți-vă aminte sondajele din turul 2 al alegerilor prezidențiale, care îl indicau victorios pe Victor Ponta cu procente între 6 și 14%. Klaus Iohannis a câștigat alegerile cu o diferență de aproape 10%. Să înțeleg că din bucătăria noastră nu se scape de informații. Voturi. Sigur, la un moment dat, dacă vedem că persistă toate aceste dezinformări care sunt făcute public de adversarii noștri, vom prezenta și noi opinii publice sondaje numai pentru a arăta adevărul. Dar eu cred că aceste cercetări sociologice nu au rolul de a fi folosite în scop de manipulare. Să știți că foarte multe sondaje care au fost făcute publice nici măcar nu s-au efectuat și reflectă niște aberații inimaginabile. În ce mă privește pe mine ca și candidat și echipa noastră de campanie, ne interesează care sunt problemele care îi frământă pe bucureșteni, care sunt prioritățile în administrarea Bucureștiului. Ne interesează măsura în care anumite soluții sunt sau nu sunt înțelese, sunt sau nu sunt acceptate în spațiul public. Ne interesează cercetările de natură calitativă în campanie, care să fundamenteze comunicarea, strategia de comunicare în campanie. Astea sunt lucrurile pe care, în mod normal, un candidat le cercetează. Și de regulă să știți că în toate democrațiile dezvoltate, partidele nu dau publicității sondajelor lor pentru că nu crede nimeni sondajele făcute de partide. De regulă sunt institute mari, cum e în Statele Unite, Gallup, de exemplu. În Germania, iarăși, institute prestigioase care de-a lungul timpului au dat rezultate adevărate, nu au, care rezultate au fost confirmate de alegeri și de modul în care au votat oameni. Acestea sunt cele care mai fac sondaje de opinie în perioada campaniei. Nu e ceea ce se întâmplă la noi, în care vezi institute de casă ale diferitelor partide care dau publicității sau pe surse sondaje. A doua noțiune de care am vorbit este cea de negociere sau de bluff până la urmă. A existat în spațiu public o interpretare a unui demers făcut deja de principalul nostru contracandidat, Gabriela Firea, care i-a propus, mai mult sau mai puțin voalat, unui alt candidat cu șanse sau cu un bazin electoral destul de important, mă refer la domnul Nicu Șordan, în viitor, în eventualitatea câștigării primăriei, postul de vicepremier, viceprimar al capitalei. Cum se vede acest lucru din prisma noastră și cât de deschis sunteți și noastră la negocieri de tipul acesta cu vectorii care contează pe zona bagajului electoral, să spunem așa? Ca și candidat nu sunt implicat în negocieri de natură politică. Eu sunt candidat la primăria capitalei și nu negociez cu alte forțe politice eventuale voturi, pentru că oamenii nu sunt niște piese pe tabla de șah care să fie puse de unul sau de altul așa cum vor un candidat sau altul. Oamenii au propriul discernământ, propria informare și capacitatea de a decide în ultimă instanță. Deci eu discut cu locuitorii Bucureștiului și încerc să-i conving pe ei că sunt soluția potrivită pentru București. În ceea ce privește micile jocuri politice pe care le face contra candidatul meu, m-ar mira ca mâine să ofere postul de viceprimar general și lui Traian Băsescu. Aveți vreo informație în sensul ăsta sau e doar o supoziție? Nu am, evident. Mă gândeam că poate ne dați o știre și aveți... Nu, evident că nu am nicio informație. A fost o glumă. Un scenariu pe care colegii mei de la PS News l-au prezentat recent și care, până la urmă, într-un fel sau altul, va trebui să-l comentați, este următorul. Există o versiune potrivit căreia, la un anumit moment, dumneavoastră v-ați putea retrage din cursa electorală și, tot legat de numele de care am vorbit mai devreme, există scenariul de Nicu Șordan, sigur că da, există un scenariu că va fi un candidat independent susținut de PNL.
Cum comentați acest scenariu și de ce credeți că există voci care aruncă astfel de informații în spațiu public? Nu pot să comentez. Este un scenariu de science fiction. Eu sunt candidatul Partidului Național Liberal la Primăria Capitalei. Am fost votat în unanimitate de biroul politic al partidului, iar toate studiile care le-am făcut relevă că am prima șansă pentru a câștiga Primăria Capitalei. Vă propun punctual să vorbim pe scurt de câteva proiecte ale lui Ludovic Orban la Primăria Capitalei. Vă ascult. Ați avut un punct de vedere tranșant legat de eventualitatea construirii unei moschei la București. Ați spus că nu veți semna un document care să permită până la urmă apariția ei. Contracandidații noastre susțin că ar fi o încălcare a legii dacă ați face acest lucru. Cum comentați acest proiect și poate explicați un pic viziunea noastră cu privire la acest proiect? Un primar general trebuie să acționeze în numele bucureștenilor. Nu am întâlnit în ultima lună, de când sunt prezent aproape zilnic în stradă, în locuri publice, nu am întâlnit niciun bucureștean care să spună că vrea să fie construită mega moschea promisă de Victor Ponta. Primarul general trebuie să facă ce vor bucureștenii. Sigur, există și argumente de natură urbanistică. Funcția zonei în care este terenul care a fost transmis de guvern este o funcție urbană specifică de zonă de târguri, de expoziții, de evenimente internaționale. E ca nu ca în perete să afecteze această funcție esențială pentru dezvoltarea Bucureștiului și pentru, să spun, dezvoltarea economică și viața economică a Bucureștiului să afecteze funcția acestei zone. Nu voi autoriza o astfel de moschee. Înțeleg. Ați vorbit de banii bucureștenilor și de nevoile lor. Tot legat de construcții, este un curent de opinie cu privire la faptul că o bună parte din bucureșteni nu sunt tocmai mulțumiți de ideea că cu banii lor, de la bugetul capitalei, se va termina sau s-ar putea termina Catedrala Mântuirii Neamului. Care este viziunea noastră pe zona aceasta? Este un proiect început ca multe alte proiecte din București. Proiectul trebuie terminat. Catedrala este gata pentru o proporție de aproape 70% și am spus că ar fi foarte frumos ca acest proiect să fie finalizat atunci când sărbătorim centenarul Unirii, ca o recunoaștere a rolului fundamental jucat de biserică în menținerea ființei naționale și în realizarea Unirii. În ceea ce privește alocarea de resurse financiare, nu se poate termina Catedrala cu resurse alocate de la Primăria Capitalei. Evident că e nevoie de o mobilizare de resurse și că principalii finanțatori sunt credincioșii care contribuie la realizarea acestui obiectiv. Dar tot cu bani de la Primăria Capitalei ar putea să se facă într-un final demolarea celebrei Catedral Plața, o construcție pe care ar trebui să o dăm jos, da? Care necesită resurse. Primarul general trebuie să acționeze în baza legii și în baza hotărârilor judecătorești, care au valoare de lege. La ora actuală există o hotărâre judecătorească definitivă care stabilește obligația demolării Catedrei Plața. Voi da jos Catedrei Plața pentru că așa spune hotărârea judecătorească. Evident, costurile operațiunii de demolare vor face obiectul unui alt litigiu. Sigur că ar fi fost foarte bine ca instanța să stabilească responsabilitatea suporterii cheltuielilor de demolare pe umerii celor care au construit ilegal. Dar în mod evident, cred că în momentul în care se va ajunge la un litigiu, trag speranțe că asta va fi hotărârea oricărei instanțe din România. Înainte de a părăsi zona de proiecte pe care sper să le putem detalia și în întâlniri viitoare până la momentul alegerilor, aș cere să nominalizați unul, dar numai unul, din proiectele noastre de suflet pe care vreți, dar doare și o să-l implementați în calitate de primar al Capitalei. Cea mai mare problemă este problema
traficului, a mobilității. O mare energie o voi consuma în această direcție, care nu presupune o singură soluție. Pe lângă investițiile necesare, realizarea inelilor circulare, lărgirea la 4 benzi a centurii actuale pentru a interzice traficul de tranzit în București și a putea introduce o taxă de intrare în București, realizarea așa numitelor park and ride, adică parcări în afara Bucureștiului, pentru a nu lăsa să intre în București toate mașinile celor care vin și, în mod evident, în locurile respective, asigurarea unor linii de transport viabile. Modernizarea transportului public. Trebuie realizat un transport public atractiv, care să confere siguranță, confort și mai ales transport la ore fixe. Omul să știe foarte clar că autobuzul din stația X vine la ora 12:20 și ajunge la destinația în care vrea să ajungă cetățeanul la ora 12:47. Astea sunt lucruri care trebuie făcute clar. Susțin introducerea benzii speciale pentru RATB, pentru că numai astfel pot să asigur predictibilitatea transportului public în București. Este nevoie de o reînnoire a parcului atât de autobuze, cât și de troleibuze, cât mai ales de tramvaie. Avem tramvaiele, cred că cele mai vechi dintre toate capitalele europene, care nici măcar nu mai conferă siguranța necesară în transportul public. Nu în ultimul rând, eu gândesc că omul trebuie să aibă mai multe variante. Dacă vrea să se deplaseze dintr-un loc în altul, să aibă alternative de deplasare. Fie cu metrou, fie cu transportul public, fie cu bicicleta, fie cu mașina proprie. Deci este necesară realizarea pistelor de biciclete în București. Este caracteristica oricărui oraș civilizat, nu numai din Europa, din orice parte a lumii. Mă pregăteam să abandonăm zona aceasta a proiectelor și spre finalul interviului nostru de azi, însă aș vrea o completare la povestea aceasta cu bicicletele și cu traseele speciale, pentru că s-a creat o întreagă controversă prin apariția pistei de biciclete de pe Calea Victoriei, care în esență, poate n-a fost un proiect rău, spun unii, dar care a înghițit efectiv o bucată din infrastructura existentă. A înghițit o bandă. Axa adică Nord-Sud, făcut... ascultați-mă, Axa Nord-Sud este axa cu cel mai mare trafic. Înghițirea unei benzi de pe Calea Victoriei a fost o idee neinspirată. Modul în care s-a făcut pista, din mai multe puncte de vedere, în primul fără legătură cu alte zone de circulație a pistei, da, nu a putut să fie dezăpezită. Pista a fost dezăpezită prin voluntariatul bicicliștilor, care au pus mâna pe lopată, pentru că nu existau utilaje care să asigure dezăpezirea. Acolo sunt adevărate pericole publice, toate astea de demarcații între benzile de circulație auto și banda pentru bicicliști. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, orice și se lovește un biciclist, se poate lovi foarte tare. Repet, aici este vorba de știință. Trebuie adoptate normativele privind realizarea acestor piste de biciclete cât mai rapid posibil. În momentul în care avem aceste normative, dăm drumul la studiul care să stabilească traseele pistelor de biciclete, ținând cont, evident, de foarte mulți factori și de traficul pietonal, ținând cont de traficul auto, ținând cont de toate elementele legate de mobilitate în București. Să înțeleg că extinderea aceasta a infrastructurii de care ne vorbiți o să fie făcută de către niște specialiști și o să și aibă până la urmă o existență reală. Pentru că noi bucureșteni, de ce vă întreb asta? Noi bucureștenii suntem obișnuiți ca cei care candidează la primărie să ne vândă și proiecte futuriste. Și nu pot să nu-mi amintesc de suspendata lui Sorin Oprescu, cu care acesta a câștigat de două ori alegerile, dar pe care nimeni n-a văzut-o nici măcar mental, pe unde ar putea ea trece și pe unde ar putea ea să fie construită. Genul ăsta de proiecte ar putea fi unul, până la urmă, periculos, atâta vreme cât bucureștenii sunt deja fripți, cu ghilimele de rigoare, pe zona. Domnul Bucurea, eu nu vând iluzii. Eu când spun că fac ceva, am garanția faptului că pot să fac lucrul respectiv. În ceea ce privește profesioniștii, vă spun din capul locului. Așteptați-vă de la mine că odată ce intru în primăria capitalei, politica să rămână în afara primăriei capitalei. Voi selecta
profesioniști angajați prin concurs în toate structurile primăriei capitalei. Voi atrage ca și parteneri toți aceia care au idei, au resurse, au voința de a realiza proiecte pentru București, de la universități până la organizații neguvernamentale, de la companii prin intermediul parteneriatelor public-privat până la grupuri de inițiativă zonale, de cartier sau de zone ale Bucureștiului. Este fundamentală această nouă paradigmă în ceea ce privește poziționarea primăriei. Din păcate, pentru mulți bucureșteni, primăria astăzi este un adversar. După ce voi ieși, primarul va deveni un prieten. Domnule Ludovic Orban, vă doresc succes în demersul noastră și pe finalul interviului, foarte pe scurt, am să vă rog să transmiteți un mesaj alegătorilor care vor veni la vot în iunie. Eu nu văd Bucureștiul doar prin ochii mei. Îl văd prin ochii fiecărui bunic care este lăsat singur și în necaz de o administrație indolentă și nepăsătoare. Îl văd prin ochii fiecărui părinte care este îngrijorat de educația copilului său și care stă cu sufletul la gură până copilul îi ajunge acasă. Îl văd prin ochii oricărui om care a pus pe picioare propria afacere și care astăzi este sufocat de birocrație, de corupție și de taxe. Văd Bucureștiul prin ochii persoanelor cu dizabilități care astăzi sunt ținute practic prizoniere în casa lor din cauza faptului că administrația nu a asigurat până acum accesibilitățile. Văd Bucureștiul prin ochii taximetriștilor care stau în traficul infernal 10, 12, poate chiar și 14 ore pe zi și care la sfârșitul zilei poate n-au ce pune pe masa familiei. Văd Bucureștiul prin ochii fiecărui bucureștean sau cel puțin încerc să-l văd prin ochii fiecărui bucureștean. Din acest lucru, eu știu ce probleme au locuitorii Bucureștiului și mă duc la primărie pentru că știu ce așteaptă locuitorii Bucureștiului de la primarul general al capitalei și pentru că am soluțiile pentru a rezolva aceste probleme. Vă mulțumim și vă mai așteptăm cu drag. Eu vă mulțumesc.